Salut, sunt Florin Dumitrescu, bine ai venit în bucătăria mea. Haideți să facem un lava cake. Avem o făină de calitate și atunci ca să o punem în evidență, trebuie neapărat să o combinăm cu un alt produs de calitate și anume o ciocolată foarte bună. Ciocolata Menaj. Este o ciocolată prelucrabilă. Nu este chiar atât de bună să o mănânci singură, știi, adică doar pe ea. Avantajul acestei ciocolate este că este certificată UTZ, are garanția calității și a responsabilității mediului înconjurător. Pentru rețeta avem nevoie de 340 de grame de ciocolată, 60 de grame de făină cernută, 120 de grame de zahăr pudră, 8 ouă, din care 4 întregi și 4 gălbenuși. Combinațiile de gusturi după aceea puteți să le jucați cum vreți. Pentru mine combinația perfectă este cu caramel sărat și o dulceață de fructe de pădure. Dar astăzi o să vă arăt doar baza. Bun, că avem nevoie de 340 de grame. Punem ciocolata la topi la bain-marie. Pregătim baza de ouă cât se topește ciocolata. 4 gălbenușuri. Și 4 ouă întregi. Vrem doar să topim ciocolata, nu vrem să o ardem. Poate arde ciocolata la bain-marie, dacă își depășește temperatura de gătire, și anume 34 de grade. Avem nevoie de 120 de grame de zahăr pudră. Și să batem pungle. Trebuie să folosiți și un mixer de bucătărie fără niciun fel de probleme, doar că nu trebuie să-l amestecați foarte tare. Mai ales în momentul în care încorporați ciocolata, aia trebuie făcută neapărat la mână. Ciocolata este gata. Ne asigurăm că este topită toată ciocolata. Și acum încorporăm ciocolata peste ouă. După ce am omogenizat ciocolata și ouăle bătute, trebuie să adăugăm și cele 60 de grame de făină cernută. Dar nu toată odată. Să evităm cocoloașele. Perfect. Până aici, foarte simplu. Acum începe partea grea. Trebuie să tapetăm ramechinele cu unt și făină, după care să le umplem și să le băgăm la cuptor la 180 de grade pentru 15 minute. Câte o linguriță de unt în fiecare ramechin, care trebuie să o întindem pe toată suprafața lui. Mare grijă în momentul în care tapetați să fiți sigur că tot vasul este atins și de unt și de făină, pentru că altfel acolo în poziția respectivă ciocolata se va lipi și nu veți reuși să scoateți lava cake-ul din formă. Să turnăm compoziția în ramechin. Nu mai mult de un polonic. Le așezăm pe tavă. Le băgăm la cuptorul încins, 180 de grade, timp de 15 minute. Lava cake, 15 minute în cuptor, 180 de grade. Haideți să vedem ce am făcut. În mijloc ar trebui să fie lichid. Perfecțiune. Vă recomand să-l serviți mai mult toamna, iarna și primăvara. Vara consumul de ciocolată e un pic cam riscant. Spor la gătit și poftă bună!